Ok. Acesta este motorul. O să desfacem cilindrul de chiuloasă. După cum puteți observa, acesta nici nu avea garnitură de chiuloasă. A fost pus direct fier pe fier. Okay. Să ștergem ușor. A avut un pic de mastic. Ștergem și cilindrul. Să vedem cum arată. Acesta este cât de cât ok. Nu pare să aibă grad mare de uzură. Vom verifica și cu segmenții să putem să ne dăm seama mai bine. Asta este chiuloasa. Curățăm puțin. Așa. Și acum o să desfacem supapele pentru a vedea cum se prezintă. Ok, aceasta este chiuloasa. Vom desface supapele pentru a vedea dacă este vreuna strâmbă. Oricum, la supapa de admisie, aceasta nu închide, are depuneri de jur împrejur și nu mai etanșează. Deci trebuie desfăcută pentru a o curăța și vom vedea și dacă necesită înlocuirea. Okay, vom desface supapele. Supapa de... Ok. Și cealaltă supapă. Și aceasta este chiuloasa. O să o curățăm bine. Să schimbăm și semeringurile dacă tot am desfăcut-o. Ok, după ce am curățat bine chiuloasa, așa, acestea sunt supapele vechi, după cum v-am arătat, este strâmbă una dintre ele. De recomandat, dacă tot ați desfăcut și observați că este destul de muncă, mai ales în cazul acesta când o supapă s-a strâmbat, mai mult ca sigur simeringurile trebuie schimbate. Dar chiar dacă nu era cazul și desfăceați chiuloasa, pentru că nu sunt scumpe și
nu necesită o muncă foarte mare, vă recomand să le schimbați. Poate să mai lingul vechi, nu contează cum poate, pentru că o să înlocuim. Ok, băga și semeringul celălalt. Ok, după ce am băgat semeringurile, punem supapele, punem la locul lor. Puteți eventual să și probați înainte să montați arcurile, puneți un pic de benzină să vedeți dacă scapă pe lângă supapă. Ok, ca să montăm arcurile, vom pune ceva sub chiuloasă pentru a nu se putea deschide supapele. Punem arcurile. Ok. Așa. Și siguranțele. Apăsăm ușor arcul și eventual vă puteți ajuta puțin să scăpat. E un procedeu destul de complicat, mai ales dacă nu aveți presă. Eventual puteți să rugați pe cineva să vă ajute. Una a reușit-o. Așa. Urmează și cea de-a doua. Așa. Punem arcurile. Așa. Punem și siguranțele. Este pe poziție. La fel, ușor. Ușor. Ok, a intrat și cea de-a doua. Totul este în regulă. Am terminat cu chiuloasa. Așa. O să continuăm ansamblarea pe motor.
Am pus aici pe cilindru un segment nou. Uitați cum trebuie să închidă segmenții noi. Așa. Cilindru este ok. Vom desface și vechii segmenți. Să vedem cum se prezintă și aceștia. Da, după cum puteți observa, au uzură. Nu este foarte mare, dar pentru că observați cât este de muncă ca să desfaci motorul și având în vedere că segmenții sunt chiar ieftini, vă recomand să-i desfaceți de câte ori, să-i schimbați de câte ori desfaceți motorul. Nu are rost să faceți economie de 15 lei cât e o pereche de segmenți ca să munciți apoi, acesta e mai rău. Deci, un pic. Cam câtă compresie să pierdea. Și probabil și cel de ungere. Astfel, dacă nu mai rău. Ok, l-am desfăcut și pe acesta. Așa, acum vom pune segmenții noi. Deci la motoarele în 4 timpi, împărțiți pistonul imaginar în 3 părți, iar segmenții trebuie să se închidă în părți diferite, ca aceștia în timpul mersului să nu cumva să se alinieze și să piardă compresie pe lângă. Deci asta e o regulă generală la toate motoarele în 4 timpi. Când umblați într-un motor, dacă nu sunteți sigur că sunteți foarte atent să nu scăpați diverse obiecte sau mizerie sau mai știu ce în motor, mai bine acoperiți gaura de la carter cu ceva să nu vă creeze probleme apoi. Segmentul de ungere am terminat. Cel de compresie.
Așa. Și cel de foc. Mai verificăm o dată închiderile să fie, cum am spus, sunt trei părți diferite, tot e ok. Așa, acum la cilindru desfacem garnitura. Ok, lăsăm puțin. Putem să băgăm cilindrul. Așa. Așa, acum, cu grijă o să băgăm pistonul pe cilindru. Da. Ușor să nu rupem secvenții. Și iarăși trebuie să avem grijă să nu răsucim segmenții. Gata, a intrat și pistonul. Ok. Așa, lanțul de distribuție. Mare atenție să nu scăpați în motor. Destul de complicat apoi să-l scoateți. Acesta vom verifica apoi dacă a căzut de pe pinion, de pe ambielaj. Primul rând să punem cilindrul la loc. Ok, a intrat și pe ghidaje. Totul este în regulă. Așa, va urma garnitura de chiuloasă. Mai întâi patina, scuze. Să nu uităm patina. Garnitura de chiuloasă.
Și acum vom verifica dacă lanțul este pe pinionul de la ambilaj. Da, încă mai este. Cum vedeți, se învârte odată cu motorul. Deci totul e în regulă. Învârti și pistonul să vedem că sunt segmenții băgați cum trebuie. Da? Deci totul e în regulă. Putem continua cu chiuloasa. Aici avem garnitura aceasta. Putem să o punem acum. Să nu uităm de ea. Acesta, punem la loc și acesta o strânge odată cu curbătorii. Mai verificăm odată să nu fie ieșit lanțul de pe pinion. Da, totul e în regulă. Ok. Vom pune volanta pe semn. Volanta este pe semn, având în vedere că încă nu este prins cilindru, puteți să verificați și să vedeți și pistonul să fie sus, da, este sus. Ok. Sună locul lor, totul este în regulă. Putem să punem axul. Așa, deci cum vă spuneam, aceste două linii, da, trebuie să fie paralel cu chiuloasa. Aceste două linii și aceste două găuri, de multe ori liniile acestea nu se mai observă, și gaura cea mare în partea de sus. E posibil să aveți puțin de lucru, să nu fie chiar așa de cuminte. Depinde și de lanț cât este de lăsat. Dacă este uzat, intră foarte ușor. Acesta este destul de bun. Ne face puține probleme. După cum ați văzut, s-a mișcat puțin motorul, trebuie să mai verificăm o dată.
este în regulă. Verificăm o dată să nu se fi mutat semnul de pe volantă. Da, încă este pe semn, deci putem să punem tachesii. Avem aici AX de la exhaust, adică în partea de evacuare. Așa. Punem ușor, ghidajele sunt la locul lor. Ok. Trebuie să intre pe ghidaje. Gata. A intrat și pe ghidaje, totul în regulă. Acum putem să punem șeibile. Scuterul acesta chinezesc se poate strânge și la mână dacă nu aveți o cheie dinamometrică. Deci strângeți până când vedeți că prezonul se învârte și el. Așa, și apoi revine. Deci se va învârti un pic odată cu piulița și va reveni. Acolo este ochiometric, să zicem, cel mai ok. De preferat ar fi să aveți o cheie dinamometrică, dar cum nu toată lumea are acasă așa ceva, așa vom strânge și noi, ca să vedeți exact. Oricum am verificat și cu cheia dinamometrică și fără, e cam la fel. Putem să prindem și prezoanele acum de la cilindru. Ok, așa, și la cuptori.
Așa, totul e în regulă. Așa. Tachetul de evacuare se pare că este prea strâns. Nu vom mai slăbi. Ok, deci băgăm culera între supapă și tachete. Ok. Așa. Ok. Și acum patentul și cu cheia vom ține tachetele nemișcate, iar cu cheia vom strânge piulița. Ok, gata, acum scoate lera, a căzut, nu este problema, da, verificăm, da, ok, așa, puteți să verificați și admisia dacă tot ați umblat, așa, acum vom pune întinzătorul. Ok, am strâns întinzătorul, așa, punem și arcul împreună cu șurubul de la întinzător. Thank you.
Strângem și întinzătorul. Ok. Am strâns și întinzătorul. Așa, vom încerca să-l pornim exact așa cum este. Vom prinde eșapamentul. Așa. A intrat pe prezoane, totul în regulă. Vom prinde cele două piulițe. Ok. Așa. Admisia. Le-a dat admisia împreună cu carburatorul. Așa, bușia. Pipa. Ok, între așa aceasta avem un lighean pus jos pentru
atunci când pornește, dacă o să arunce ulei, să nu îl arunce pe jos. Ok, pune contactul. Așa. Și vom da la automat. Nu mai are baterie. Vom da la pedală. Nu vă speriați dacă nu pornește imediat, până și trage benzina, e posibil să dureze puțin. L-am pornit. Acum vom desface admisia, vom pune plasticurile și toate cele și vom face și un schimb de ulei.